Încă un înalt oficial spaniol apare pe lista celor spionați prin softul Pegasus. Este vorba despre fostul ministru de externe. Informația a fost publicată astăzi și completează știrea de ieri, care anunța că însuși premierului Pedro Sanchez și ministrului apărării li s-au furat informații de pe telefonul de serviciu. Uniunea Europeană consideră că este un atac la democrație și cere interzicerea utilizării acestui soft. De ce este foarte complicată ancheta din Spania, ne spune corespondentul Prima TV, Alin Petrică. Parlamentul European dezbate mâine sesiune de urgență dacă este necesară interzicerea sau nu acestui soft pe teritoriul întregii Uniuni Europene. Deja sunt nume mari din Uniune care spun că acest soft este un atac la democrație. Ieri, Serviciul Secret de Informații Spaniol a publicat un document din care reiese că premierul Pedro Sanchez și ministrul apărării Margarita Robles au fost victime ale acestui tip de spionaj. De pe telefonul lor, atenție, de serviciu au fost extrase, descărcate ilegal numai puțin de 3,7 giga de date. Nu se știe despre ce date ar fi vorba, nici despre cine s-ar afla în spatele acestor atacuri. Astăzi a apărut informația că și ministrul de externe a fost spionat, toți trei în perioada mai-iunie anul trecut. Nu sunt singurele nume importante din politica mondială care au fost victime ale softului Pegasus. Emmanuel Macron, Angela Merkel și Boris Johnson sunt trei dintre nume, mai sunt și alte nume la nivel mondial. Există în Spania o efervescență foarte mare. Deja exista un scandal, 63 de nume de separatiști catalani și baști erau pe lista celor care ar fi fost spionați. S-a votat astăzi să nu se facă o comisie de anchetă parlamentară, ci să se facă o anchetă internă din care să facă parte în special serviciile secrete de informații. Din Spania, pentru Prima TV, a transmis Alin Petrică.